Un accident rutier a avut loc la începutul acestei săptămâni pe autostrada A1, o Deva, la ieșirea spre localitatea Simeria Veche. Un șofer a pierdut controlul volanului la autoturismul pe care îl conducea, a părăsit partea carosabilă, a intrat în parapetul de protecție de la marginea șoselei și s-a răsturnat într-o râpă. Pompierii detașamentului răștie din cadrul inspectoratului pentru situații de urgență Hunedoara au intervenit cu auto specială dotată cu modul de descarcerare și un echipaj smurd. Pentru misiune a fost alocat și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Cei doi bărbați în vârstă de 49 respectiv 52 de ani, aflați în autoturism, au primit îngrijiri medicale după care au fost transportați cu ambulanțele la spitalul din Hunedoara pentru investigații de specialitate.